Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Guvernul Ciucă pune pavilionul Ungariei la gurile Dunării, Sulina. Stimate domnule președinte, stimate colege, stimați colegi, domnule prim-ministru, nu cred că longevivul contestat, dar cel mai protejat în ultimii 33 de ani, respectiv domnul Ion Iliescu, s-a gândit vreodată cât a fost la putere că UDMR va căpăta așa o mare putere de decizie în guvernul României, în guvernele României, pentru statul vecin, ajungând să saboteze interesele naționale, să trădeze interesele poporului român. Asta se întâmplă acum, în timp ce vă citesc această declarație, când PSD și PNL guvernează împreună cu UDMR, respectiv cu minoritățile din acest Parlament, într-o armonie perfectă, contra intereselor naționale. Am aflat cu stupoare că Ungaria va avea port la Marea Neagră, la Sulina, în urma unor negocieri purtate cu guvernul României, care le-a alocat și 200 de hectare. Stimați colegi, ați auzit bine, e vorba de 2 milioane de metri pătrați din teritoriul României, care a fost închinat Ungariei spre a facilita dezvoltarea industriei transportului maritim și pluvial pe Dunăre. Mai este necesar să adaug că acest lucru va afecta economic România prin ocolirea utilizării canalului Dunărea-Marea Neagră sau că perspectiva dezvoltării pe această ramură a României la Sulina a fost vândută prin acest act samavolnic de trădare? Am depus și o interpelare către Ministerul Transportului și vreau să aflu în ce condiții a fost înstrăinat acest teritoriu. Nu voi reuși însă să înțeleg acești guvernanți și nu vorbesc doar de guvernanții de acum, fiindcă se pare că aceste demersuri au rădăcini din timpul guvernării Dragnea. Rușinea acestor trădători de neam și țară, români, să nu uitați și să taxați la vot în 2024 sau la anticipate. Vă mulțumesc!